Kelemen Hunor a spus că dacă România s-ar fi confruntat cu un asemenea val de refugiați, cum s-a întâmplat în țara vecină, poate situația ar fi stat la fel. El a spus că nu este de condamnat ce au făcut oficialii unguri, ci din contră ar trebui găsită o soluție, pentru că este foarte probabil ca pe viitor să vină mult mai mulți refugiați pe teritoriul european. Acest gard, această măsură nu ne desparte pe noi. Nu este un gard care separă România de Ungaria, așa cum era în trecut. Și aici, sigur, gardul are o încărcătură negativă pentru oricine din această regiune, nu numai în România, dar în toate fostele țări comuniste. Dar în același timp trebuie să spunem că noi nici până acum nu am mers în mod clandestin unii la alții prin granița verde. Și această măsură nu ne va împiedica să circulăm liber în Uniunea Europeană. Deci eu n-aș face un caz din această măsură. Președintele UDMR are unele rezerve în privința a cât de pregătită este Uniunea Europeană de a face față unui nou val de refugiați, motivând că la ora actuală în Turcia sunt peste 2 milioane și că aceștia se pregătesc să vină spre Europa.